Salutare, prieteni! Eu sunt Alex Ghidușul, iar acestea sunt farsele pe care le-am făcut săptămâna aceasta. Este populară pe internet farsa cu scosul obiectelor din părul oamenilor. Interesant este însă cum reacționează românul la o astfel de ghidușie. Aveți ceva în păr? Vă rog, domnule, stați, nu vă fac... domnule, poți să-l iau? Aveți domnule, ceva în păr? Nu mă interesează. Stați să vi-l iau. Uitați, uitați, aveți ceva în păr. Poftiți. Nu știu, eram în păr. Dar de unde mi-a apărut asta? Nu știu, eram în păr. V-am zis să vă iau, dacă... Să rămână. Să rămână, doamnă. Să știți că aveți o siluetă de invidiat, adică... Deci, nu trebuie să cărați întotdeauna. Stați că aveți ăsta cu dumneavoastră. Eu... Nu trebuia. Să știți că arătați destul de bine. Păi nu știu la ce te referi. Păi nu trebuie să țineți cântarul după dumneavoastră. Dar asta. Nu îl țin. Păi eram aici. Cântarul? Da. Nu l-am luat eu. Hai. Auziți? Nu vă supărați. Da. Aveți ceva în păr aici. Pot să-l iau, vă rog? Oh, poftiți. Ce-i cu ăsta? Nu știu, l-aveați în păr. Cred că sunt niște ochelari. Probabil. Nu știu. Probabil. Bună ziua! Nu vă supărați. Aveți ceva aici, în păr? Aici, m-auziți? Aveți? Nimic. Dar stați că vi-l iau eu dacă... Opa! Mulțumesc! Cu plăcere! Nu știam ce am. Da! Auziți? Nu vreau să vă deranjez. Aveți aici ceva în păr? Dacă vreți. Stați că vi-l iau eu dacă vreți. Opa! Poftiți! Plăcere. Auziți? Nu vă supărați. Aveți aici ceva în păr? O să vi-l iau? Nu? Nu vă supărați. Nu vreau să vă deranjez. Dar aveți aici ceva în păr? O să vi-l iau? Vă rog frumos. Poftiți. Super tare. Da? Zici cum? Da? Fii bună. Era în păr. Auziți? Nu vă supărați. Aveți ceva în păr? Poți să vi-l iau? Ce e? Opa! Au! Poftiți! Serios, era în păr? Serios, poftiți! Doamne, dar cine mi-a pus asta? Nu știu, era în păr. Sunt aici, nu știu ce clădire e asta. Stai puțin. Nu vă supărați. Aveți ceva aici la ureche? Ce? Poți să vi-l iau? Stați un pic. Ce? Nu știu. Auzi, nu te supăra. Ai ceva aici după ureche? Poți să ți-l iau? Stai, opa. Poftim. Poftim. Plăcere. Sărut mâna, nu vă supărați. Aveți aici ceva în păr. Deci, stați că dacă vreți, vi-l iau eu. Poftiți. A, de unde oare? Nu știu, era în păr. Cred că cineva a fost în păr. Nu cred. Sper că v-a plăcut ghidușile pe care le-am făcut și dacă mai aveți sugestii sau idei, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Dacă ne plac, o să le punem și în aplicare. Vă rog să vă abonați ca să fiți la curent cu toate ghidușile pe care le facem. Eu sunt Alex Ghiduș și până data viitoare, să aveți o săptămână perfectă!